La părerile altora despre tine, raportează-te corect. Ai dreptul deplin la părerile tale, să-ți faci despre alții, dar fii moderat. Nu le împărtăși, nu le pune în vânzare, sunt doar pentru tine, discret, de păstrat. Ades nu cunoști persoana prea bine, motive ce-o animă, detalii nu știi, pripit te pronunți ca și cei din tribune, ignori în teren ce înseamnă a fi. Criteriile noastre sunt ciudate, nedrepte și subiective, mai lesne să poți la altul în ochi paiul să vezi defecte decât a ta bârnă din ochi să o scoți. De ce am transmite la alții părerea acea negativă despre cineva? Ce bine i-ar face persoanei bârfirea pe tine, pe ceilalți, iar înnobila? Natura umană e interesată de alții ce fac, însă unii tânjesc să afle secrete din viața privată, păcatele altora le pescuiesc. Ei sunt dedicați să caracterizeze, emit judecăți despre ce ai făcut, uitând în oglindă să se analizeze, pretind că dețin adevărul absolut. Prea mult să nu-ți pese ce vor spune alții, de nu i-ai lezat în vreun fel sau rănit, învață ce-i bine din propriile lecții să poți fi tu însuți liber, neîngrădit. Ce crede spre tine nu-i a ta problemă, oricum toată lumea nu o poți împăca. Oricât de atent te comporți, fără vină să te critice, s-ar găsi cineva. Cu cât îți faci griji mai puțin ce vor zice, cu atât viața ta mai puțin ți-o complici. Dacă îi asculți, un nebun poți ajunge, sunt foarte confuz în vederi și suciți. Nu fi obsedat să consumi energie cu justificări să-i impresionezi, doar Domnul te judecă bine că știe, părerea lui merită ca să o crezi. Pe omul perfect lumea îl bagi și o corise. N-a fost de acord nici cu Iisus Hristos, deci și în cazul tău va urâ ce urâse, ce nu-i aparține, te-ar trage în jos. Când ceilalți te aruncă, El te prețuiește. Când lumea te vede ca pe un ratat, să știi, Dumnezeu pe deplin te primește, de El ești iubit necondiționat. Nu ești obligat să justifici la nimeni, nu e treaba lor ce faci și cum trăiești. Când ai explicații, lovit ești de oameni, căci critica lor o atragi, o zorești. Pe cel care vrea viața să-ți controleze, înfruntă-l tranșant că e impertinent. Al tău teritoriu să nu-l agreseze, să nu te domine, fii foarte atent. Cum tu îi respecti dreptul său de a alege, chiar dacă-s greșite deciziile lui, la fel să te lase fă-l a înțelege că dai socoteală numai Domnului. Nu ar trebui să renunți niciodată la justele tale păreri, acceptând ce-ți cere un om de poziție înaltă sau glasul mulțimii pestriți ascultând. Fii totuși deschis la părerile bune de la oamenii de bun simț și smeriți, ce au caracter, har și înțelepciune, sunt spirituali, sinceri și chipzuiți.